Mulțumim Domnului pentru o nouă prezență în casa sa și rugăm să ne dea har și îndurare la părtășia de învățătură biblică. Suntem la cea de-a patra lecție din tematica cateheză despre căsătorie și după ce am observat în lecția întâi valoarea căsătoriei în concept biblic, în cea de-a doua am vorbit despre familia de origine, importanța formării copiilor pentru familiile noi generații. În lecția anterioară, a treia, am vorbit despre mediul religios și social, pentru că și biserica și respectiv societatea influențează viața în toate compartimentele ei și în întreg comportamentul uman. Astăzi, în lecția a patra, ne vom opri să observăm câteva aspecte specifice vieții premaritale, inocență, puritate, celibat. Urmând ca în lecțiile viitoare să vorbim despre probleme de imoralitate și pocăință în asemenea situații, despre ceea ce este dragostea cu adevărat, o natură, o decizie, o alegere, proceduri premaritale de la logodnă la nuntă, aspecte legate de actul și momentul căsătoriei, de diferențe specifice pentru bărbat și femeie și alte sfaturi referitoare la pornirea în viața de familie. Așadar, astăzi, inocența, puritatea și celibatul. Este cunoscut faptul că copiii se nasc cu o inocență relativă, într-un mod asemănător cum a fost creat Adam, înainte de a gusta din pomul cunoștinței binelui și răului. El nu știa unde este limita dintre bine și rău. La fel, Scriptura ne spune despre copii în cartea profetului Isaia, capitolul 7, citesc de la versetul 15, până va ști să lepe de răul și să aleagă binele. Sau înainte ca să știe copilul să lepe de răul și să aleagă binele. Spuneam că este o inocență relativă în sensul că Adam a fost total inocent în ce privește răul și păcatul, în genele sale nepurtând nimic vinovat, pe când copiii noștri se nasc cu o anumită predispoziție, dar din punct de vedere intelectual și practic ei încă nu cunosc răul, dar cresc într-o lume profund imorală. Cu alte cuvinte, nu știm noi în mod desăvârșit cât de curați sunt ei când se nasc, dar însă scutecele în care se învelesc și aerul pe care îl inspiră în lumea aceasta este infectat. Apostolul Pavel spunea în Efeseni, capitolul 4, despre stricăciunea care există în societate, inclusiv din punct de vedere moral, versetele 17 la 19, când sfătuia să nu mai trăiești cum trăiesc păgânii, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietrării inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Realitatea de acum 2000 de ani din societatea greacă era caracterizată de imoralitate, iar ceea ce este acum
este o reeditare la o scară mai mare. Însă, începând cu perioada copilăriei și până la vârsta căsătoriei, la orice moment al vieții s-ar consuma aceasta, statutul nefamilistului trebuie să includă un comportament al curăției sufletești din punct de vedere spiritual și fizic. De aceea spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, după ce în versetele anterioare ne vorbea despre statutul nostru de fii și fiice ale lui Dumnezeu, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, să participăm la împărăția lui Dumnezeu, la o nouă eră a curăției, a sfințirii, preaiubiților, să ne curățim, pentru că trăim într-un mediu infestat de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Am surprins aceste trei aspecte în trei capitole. Mai întâi, inocența copilăriei. Inocență înseamnă curăție sufletească, imaculare, neîntinare, nevinovăție. Este starea și faza cea mai ușoară, în care copiii nu ajung încă să ia cunoștință de toată stricăciunea care este în societate. De aceea se impune ca educația maritală să fie precaută. Dacă Dumnezeu, din punct de vedere fizic, a îngăduit ca de-abia la vârsta pubertății și apoi spre tinerețe să intre în funcție anumite aspecte care privesc viața de familie în plan fizic, ar trebui ca și în plan intelectual, în plan sufletesc, să se aibă grijă, asta în primul rând la nivel de familie și în măsura în care înțeleg și copiii să aplice acest principiu, să rămână distanți, imuni față de provocările din lume. În cartea Proverbe sunt sfaturi pentru diferite categorii de vârstă. Și din cele scrise în capitolul 4 și respectiv în capitolul 31 înțelegem că în primii ani de viață trebuie să fie multă educație, dar nu trebuie să-i învățăm pe copilași ce au de făcut ca să nască alți copilași, că nu-i pot naște. Zice în capitolul 4, ascultați fiilor învățătura unui tată și putem sesiza în versetele următoare ce trebuie învățat când copiii sunt mici. Să se ferească de rău, să fie respectoși, să nu mintă și alte aspecte care trebuie învățate foarte timpuriu. Însă pe măsură ce copiii cresc, spune Scriptura în Proverbe 31, trebuie să fie informați și asupra altor aspecte. Citesc aici de la versetul 2, ce să spun fiule, noi lecții. Ce să spun fiul trupului meu, ce să spun fiule rodul jurinților mele, nu-ți da femeilor vlaga. Și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Versetul 30, dezmierdările sunt înșelătoare, frumusețea se deșartă. Adică, este normal să fie spus unui băiat ce se întâmplă cu trupul lui și de ce, de la o anumită vârstă, simți o atracție foarte puternică față de sexul opus. Dar aceste lecții nu trebuie să fie o povară, așa cum se întâmplă astăzi în societate atât de repede. De aceea sarcina noastră nu este deloc ușoară în a putea anihila în parte stricăciunea din societate și a-i îndemna pe copiii noștri să aștepte până la vremea potrivită pentru toate lucrurile. Este normal să se discute cu o fată atunci când aspectele specific feminine, ceea ce va determina în căsătorie rolul ei de mamă, să știe ce se întâmplă cu ea, să nu creadă că s-a îmbolnăvit, nu este sănătoasă.
Dar toate la vremea lor. Pentru ca să se păstreze cât mai mult starea de inocență. Însă, chiar pe măsură ce anii trec și copiii noștri vor lua cunoștință de ceea ce înseamnă a fi bărbat sau femeie, de rolul de tată și respectiv cel de mamă, este foarte important ca să fie feriți de informații sexuale care abuzează mintea lor și chiar provoacă trupul lor și în mod deosebit să fie feriți de vizualizări cu caracter pornografic care, așa cum spune Scriptura în Romani 1, nu informează asupra unei practici naturale în relațiile dintre sexe, ci dimpotrivă. Sunt perversiuni și mutații păcătoase. Este considerat că pornografia este la fel de periculoasă precum tortura. Prin tortura fizică se forțează trupul în a se ajunge să fie accesat sufletul și să-și piardă credința. Pornografia la fel, prin poftele care le provoacă, vrea să străpungă bariera trupului și să ajungă la suflet, care e ascuns în această unitate umană, spirituală și fizică. Aici recomandăm și la nivel de familie să se ia toate măsurile de precauție, pentru că s-au găsit situații în care frățiori între ei sau un băiat cu vreo fetiță și-au permis de la vizualizări inocente în prima fază, să se ajungă la provocări și să se lase peste ani cu mari tulburări. De aceea în Levitic capitolul 20 se interzice cu strășnicie ceea ce e numit acolo în traducerea Cornelescu dezgolirea trupului unor relații de rudenie. Apoi în Proverbe capitolul 6 de la versetul 20 este scris foarte categoric despre puterea a ceea ce în vremea noastră o are informarea, fie audio, fie video. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le la gât, ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat. Accentuez acest aspect, îți vor vorbi la deșteptare, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademinitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Versetul 27, poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Evident că nu poate. Sau poate merge cineva pe cărbune aprinși fără să-i ardă picioarele? Cu siguranță nu. Deci singura posibilitate este să fie feriți de aceste informații și vizualizări. Citeam într-o carte despre un reporter care s-a dus la un local de filmări pornografice. El avea de făcut o lucrare în domeniul lui de specializare. Nici n-a rezistat o zi întreagă acolo și la întoarcere spre casă plângea singur în mașină și a mărturisit mai apoi: îmi pare rău că mi-am pierdut inocența. N-am știut câte mizerii există. Îmi pare rău că mintea mea a luat cunoștință de toată murdăria care există. Deci cu cât mai puțin știm despre păcatul care există, cu atât suntem mai protejați. Asta și noi ca familiști care avem un refugiu ne poate fi un ajutor, dar cu atât mai mult pentru cei care nu au ca refugiu familia și sunt expuși apoi vântului acesta rece care usucă sufletul. De aceea, în mod concret, feriți cu desăvârșire copiii dumneavoastră și copiii, înțelegeți-ne, prin faptul că vă ferim, vrem să vă ocrotim, să nu pierdeți o valoare care nu se mai câștigă și odată pierdută rămâneți fără ea. Feriți-vă de tot ceea ce ține de filme,
care cu siguranță nu sunt fără provocări, pentru că altfel nu ar trece pe piață. De aceea recomandăm să nu fie televizor în casele noastre. Atenție la computere, pentru că și aici, sub diverse forme, pe diverse suporturi de informație electronică, pot să ducă copiii noștri aceste mizerii în casele noastre. Atenție chiar la telefoanele mobile, care sunt ele, îmi spunea cineva, astea sunt prea mici. Da, demonii se fac și mici și mari. E suficient așa, o imagine de 3 cm ca să se infiltreze în mintea unui copil. Atenție la reviste și la tot ceea ce ține de informarea păcătoasă din lumea aceasta, dar cred că ponderea cea mai mare o deține internetul. Este mai multă mizerie în el decât ape în ocean. Și copiii noștri nu cred că pot să reziste cu propriile puteri, pentru că este prea puternică starea de curiozitate. Cu siguranță ei nu vor observa primele imagini sub provocarea poftei, ci a curiozității. Dar curiozitatea face ca să se piardă inocența. Să nu mai rămâi liber. Să încerci să te ștergi și petele să nu se mai ia. În al doilea rând, puritatea premaritală. Aici vreau să ne referim la adolescenți și la tineri care au cunoștință de ceea ce înseamnă păcat sau respectiv viața de familie, dar fiind încă nefamiliști trebuie să se păstreze curați. Este oarecum o echivalență între termenul inocență și puritate, cu deosebire că inocența înseamnă nu doar să nu păcătuiești, nici să nu știi. Pe când puritatea presupune o stare de cunoaștere, dar așa cum zice în Apocalipsa, nu a adâncimilor satanei, ci a realității vieții, dar totuși păstrarea castității, a curăției sufletești, a unei stări de neprihănire și de virginitate morală și fizică. Adolescenților și tinerilor, așa cum zice în cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 7, ceea ce vă spunem este foarte solemn și cu asta și părinților care uneori nu iau toate măsurile să-i protejeze, Cartea Cântărilor 2 cu 7, vă jur, fiicelor Salimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Și în mod natural, dacă suntem sub mâna lui Dumnezeu, va veni atunci când Dumnezeu aduce și căsătoria. În rest, avem harul să fim protejați. Ca să vă păstrați puritatea, este necesar ca să practicați o abstinență totală. Asta înseamnă să nu provocați pe nimeni, nici verbal, nici prin felul în care priviți sau vă îmbrăcați și totodată să refuzați orice provocare. Asta se poate realiza prin fixarea și păstrarea unor standarde în privire, vorbire, îmbrăcăminte, întâlniri, atingeri. Am întâlnit însă tineri care au spus, frate, mi-am fixat norme, dar le-am călcat. Înseamnă că trebuie luate măsuri mai puternice de protejare, de precauție. Sfatul biblic este, fugi. Asta înseamnă nu doar rămâi la distanță, ci când se apropie păcatul de tine sub orice formă în acest domeniu, trebuie păstrată o mai mare distanță. Să citim din Cartea Proverbele câteva sfaturi ale înțeleptului, capitolul 5 mai întâi, versete 7 și 8, care ne vorbesc despre felul în care ar trebui să ne păstrăm la distanță cu scopul de a rămâne curați. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Deci e regulă. Depărtează-te de drumul care duce la ea,
și nu te apropia de ușa casei ei. Deci, nu te poți păstra nici măcar la ușa casei. E prea periculos. Se manifestă o atracție prea puternică. Trebuie să te ții departe și de drumul acela. Cât despre a se feri la ușă, le spune celor care sunt pe drum, măcar din faza în care sunt, să se oprească și să nu mai continue să păcătească. Apoi, în capitolul 7 este scris, de la versetul 7, un caz ipotetic. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colț unde stătea una din aceste străine. Vedeți, trăim în societate împreună cu ceilalți, pentru că provocările, păcatele ale pornografiei vin nu doar prin mijloacele tehnice, vin și direct, mai cu seamă în sezonul estival, strada e plină de păcat. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă, și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Deci o provocare directă. Era bună de gură și fără stâmpă, picioarele nu puteau sta acasă. Provocarea a fost prin îmbrăcăminte, prin întâlnire, probabil fixarea cu privirea, discuții. Ba chiar mai mult, versetul 13, l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine. Asta înseamnă că el nu și-a deschis brațele pentru o acceptare bilaterală. Pot fi provocări unilaterale la care trebuie să știi cum să reziști. L-a provocat în mod direct să meargă împreună la casa ei și se zice la versetul 21, tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Unde a fost greșeala lui? La prima fază. A acceptat să vorbească, a acceptat să fie atins, dar despre aceste etape ale slăbiciunii vom vorbi mai pe larg în lecția viitoare. În Noul Testament avem un sfat foarte categoric prin cuvintele Apostolului Pavel din 1 Tesaloniceni 4, unde este descris modul de funcționare, aș spune eu, tehnic al omului. Vedeți, dintre ființele create, îngerii sunt asexuale. Nu se însoară, nu se mărită și nu au probleme de genul acesta. Animalele au un instinct liber din punct de vedere sexual, chiar dacă au și ele regulile lor și vremea lor. Omul este undeva între îngeri și animale. Poate să trăiască într-o abstinență totală ca un înger sau se poate lăsa prada acestor instincte să ajungă precum un animal. Iată ce îl caracterizează pe om. Versetele 3 și 4. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți, deci iată din nou aspectul păstrării la distanță, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Cum te poți stăpâni, controla? Nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Deci există un mod de a te păstra la rece, sau de a lăsa scânteia să se atingă de ființa ta și să devii inflamabil, incandescent apoi. De aceea vă dau ca și exemplu cazul lui Iov, care spunea în cartea sa, în luările sale de cuvânt, capitolul 31, versetul 1, făcusem un legământ. Asta înseamnă ceva foarte stabil, pe viață și pe moarte. Cu ochii mei. Și surprinde un aspect important, și nu mi-aș fi oprit privirile. Nu putem să umblăm cu obloane la ochi. Vedem. Îți poate cădea o imagine în față sau poți avea parte de o provocare. Problema este să nu te oprești, să nu dăruiești o privire reciprocă, să nu oferi cea de-a doua privire, sau cum scrie în Psalmul 1, nu se oprește pe calea aceea, chiar dacă o intersectează. Pentru că diavolul ne va ieși înainte. Despre Iov este scris la începutul cărții sale că el se ferea de rău.
Și răul, cu siguranță, a îmbrăcat și forma imoralității. Aici mi-am amintit despre un exemplu și l-am auzit într-o predică. Un credincios mergea pe tren împreună cu alți călători, în compartiment, și din vorbă a aflat că o doamnă locuia în același oraș cu el. Ea avea mai multe bagaje și l-a rugat. El, politicos, a acceptat să-i coboare bagajele din tren, apoi să-i le ducă până în gară și nu mai știu exact cu ce mijloc de transport sau pe jos, să-i le ducă până la apartament. Dar ea locuia, pare mi se, la vreun etaj, 2-3, și l-a rugat să-i le urce până sus și apoi, drept mulțumire, l-a poftit să-l servească cu o cafea. Și când a ieșit de acolo, era rănit de moarte. Și a întrebat apoi pe un frate, unde am greșit? Unde trebuia să mă opresc? Unde trebuia să se oprească? Cel puțin din gară, nu cred că ar fi fost indicat să se ducă mai departe. Nu știu dacă nu cumva a fost agățat în sufletul lui, poate de priviri, pentru că psihologii spun că între primele 6 până la 10 secunde, dacă nu se reorientează privirea și cele două priviri ale unui bărbat sau unei femei se întâlnesc, se naște în mod involuntar instinctul sexual. De aceea, chiar când vorbesc două persoane sau într-un grup, nu este normal, nu este indicat să privești în ochii unei femei, dacă ești bărbat, sau respectiv în ochii unui bărbat, pentru ca nu cumva scânteia păcătoasă să dea loc. Atenție însă și la imaginile și relațiile de ordin virtual, pentru că se pot deschide prietenii păcătoase online, pentru că tehnica de astăzi permite nu doar postarea unor imagini, a unor fotografii, cât și imagini cât mai vii, priviri reciproce cu ajutorul camerelor video, situație în care e aceeași forma păcatului, e doar o chestiune de distanță fizică, dar nu sufletească. Păcatul se conectează la fel de simplu. Iată câteva motive pentru păstrarea purității premaritale. Am notat 5. Primul. Puritatea este o dovadă a unui caracter sfânt, este o poruncă divină. Deci este specifică unui credincios. Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 18 la 20, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci imaginea asta trebuie să ne marcheze în primul rând. Care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt al lui Dumnezeu. Vedeți, asta trebuie să fie valabil pentru un om care are Duhul lui Dumnezeu. Dar cât despre copii, voi care încă nu aveți Duhul lui Dumnezeu, trebuie să vă gândiți că sunteți creați după chipul lui Dumnezeu. Și în perspectivă trebuie să deveniți un templu. Ori de ce să devii mai întâi o tavernă, o casă de prostituție, pentru ca apoi să se facă o curățire și să devii un templu sacru? În al doilea rând, puritatea premaritală păstrează discernământul, mintea liberă în alegerea partenerului. Și nu limitează omul la relația fizică, anihilând și alte domenii. Dă voie la o relație de ordin intelectual, spiritual. Adică cine a deschis o relație amoroasă, el nu mai este liber ca să poată primi o călăuzire de la Dumnezeu cu cine se va căsători. Nu mai este liber să aleagă din întreaga paletă de fete, de exemplu. Relația sa este dominată de aspectele fizice, sexuale,
când de fapt o relație are și un domeniu intelectual, când gândim fără să ne lăsăm prinși de patimă, un domeniu spiritual, o prietenie sau o cunoaștere mai degrabă între doi tineri, trebuie să aibă un fond spiritual în care cei doi se roagă, amândoi discută despre lucruri din Biblie sau la nivel de grup până când se vor orienta spre viața de familie. Pentru că este important să fie păstrată puritatea mai întâi, înainte de a ști cu cine te căsătorești și după aceea, când ai pornit pe sens unic, într-o numărătoare inversă și știi că mă voi căsători cu X sau cu Y. Dar, repet, mai întâi, în prima fază, e foarte important ca să poți discerne. Aici v-aș aduce ca argument Proverbe 31. Mama lui Lemuel i-a spus mai întâi, nu-ți da vlaga femeilor. Și apoi îi descrie cum trebuie să arate o femeie. Gospodină, înțeleaptă, economă, doar dacă tu ești atras de ea cum arată fizic și ești legat, tu ești predeterminat. Nu mai poți gândi, în urmă o să constați că nu-i nici prea cu minte, nu-i nici harnică, prea târziu. Tot acolo scrie în Proverbe 31 despre capacitatea pe care trebuie să o păstreze tânărul, dar asta nu se poate întâmpla numai câtă vreme el este integru. Scrie aici de la versetul 8, deschideți gura, judecă cu dreptate. Deci, fă analize intelectuale. Cine poate găsi o femeie cinstită? Este mai depres decât mărgăritarele, inima bărbatului se încrede în ea, nu duce lipse de venituri. Ori întreb eu, într-o fată pe care ai provocat-o să-și piardă puritatea, mai poți să ai încredere? Dar nu ești chiar tu vinovatul? Unii își pierd fericirea în viață tocmai prin comportamentul lor premarital. Domnul să vă păzească. În al treilea rând, puritatea premaritală vă protejează de boli venerice și de pedeapsa mâniei lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Proverbe 5 de la versetul 9. Și vă rog să vă gândiți câte boli sunt în vremea noastră datorită acestui păcat. Dumnezeu îl taxează în însăși trup. Astea n-au apărut doar de când s-a dat drumul liber acestui păcat. Proverbe 5, de la versetul 9. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga și un om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici cum am putut eu să urăsc certarea, cum a disprețuit inima mea mustrarea, cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau. Cum? Neînțelegând să păstrezi distanță față de acest păcat. Sau scrie în 6:29, tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproape lui său. Oricine se atinge de ea, nu va rămâne nepedepsit. Vrem să vorbim cu milă, dar în același timp să spunem adevărul. Orice tânăr care nu și-a păstrat curăția, pe lângă disciplinarea ce o privește de la adunare, pe lângă faptul că își pierde încrederea, poziția, va suporta o pedeapsă în trup. Asta spune Scriptura în Vechiul și respectiv Noul Testament, ca și în cazul celui din Corint. În al patrulea rând, păstrarea purității maritale evită distrugerea personalității, a stimei, a stăpânirii de sine și distrugerea altor familii. Deci cine se păstrează curat, se ocrotește pe sine și ocrotește pe alții. A fost o situație într-o altă țară, când la o familie tânără stătea un băiat credincios, implicat în lucrarea din biserică. Dar s-a născut ispita între el și
sora aceea din casă, deși ea avea 2 sau 3 copii, nu știu exact, s-a sesizat asta. Ei au negat, au crezut că se pot controla, e vorba doar de o simpatie. Însă lucrurile au degenerat. Și totuși frații au intervenit înainte de a se prăbuși cei doi, trimițându-l de urgență de acolo, ca să-l salveze și pe el și familia. I-ar fi fost distrusă personalitatea lui și chiar el ar fi privit spre sine cu neîncredere și, așa cum spuneam, să fie salvată și familia. Zice aici în Proverbe 5, versetele 22 și 23, ce rău este prins de însăși nelegiurile lui și este apucat de legăturile păcatului, el va muri din lipsă de înfrânare, se va potigni de prea multa lui nebunie. Sau 6 cu 32 în continuare, dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa, nu va avea decât rană și rușine și ocara nu-i se va șterge. Că gelozia înfure pe un bărbat și n-are milă de, în ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Tocmai gelozia este răspunsul, reacția la imoralitate și prin manifestarea ei se asociază uneori pedepsei care vine de la Dumnezeu. Și în ultimul rând, păstrarea purității maritale păstrează o ofertă întreagă și o împlinire întreagă pentru viața de familie și pentru partener. A te păstra înseamnă a te putea dărui cu adevărat celui cu care urmează să te căsătorești, nu în a te oferi uzat, folosit. Nu-i tot una să cumpere un costum nou sau să iei unul second. Aici scrie în Proverbe 5, de la versetul 15, ce har este să fii curat și ce bucurie asta în a refuza plăcerea de moment și a păstra bucuria pentru viața de familie. Cum își imagina cineva, fiecare tânăr dispune de un pahar de apă întreg. Dacă dai și la unul și la altul să bea câte o gură, ce o să mai dai partenerului de viață? Paharul gol? Sau jumătate din conținut? Dar să citim Proverbe 5 de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Iar în Cântarea Cântărilor scrie că o fată trebuie să fie o fântână pecetluită. Și primul care bea apă să fie cel care devine proprietarul grădinii și a fântânii. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară, să scurgă râul pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine, nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tineții tale. Adică păstrează o bucurie întreagă pentru vremea potrivită. Cer boică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit, necurmat de dragostea ei. Dar ca să poți ajunge la o dragoste deplină, asta solicită să nu accepti, să refuzi dragostea aceea provocată, a te îmbăta de dragoste, scria în Proverbe 7, pentru o zi sau pentru o lună, până revenea bărbatul acasă în cazul acela. Și zice aici în versetul 20, și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Spunea un tânăr care a căzut pradă acestui păcat, după ce s-a hrănit o vreme cu imaginile zâmbitoare și cu trupuri care păreau trăgătoare, a căzut în plasa asta. Și când colo a văzut că de fapt era un aspect comercial și el și-a zis, eu am crezut că mă și iubește. Dacă vrei iubire, așteaptă să te căsătorești. Cuvântul curvie, pornea în greacă, provine de la verbul a vinde și a cumpăra, ceea ce e foarte frecvent în societatea noastră. E doar o afacere din care pierzi. Domnul să vă păzească. Și în al treilea rând spun ceva scurt despre celibat, adică starea de nefamilist. Toți tinerii până la căsătorie trebuie să fie într-un fel
Unii care acceptă celibatul și îl înțeleg, chiar dacă e temporar. E vorba de un celibat, de o feciorie socială, bazată pe păstrarea purității. Aici ne putem gândi la exemplul lui Iosif din Vechiul Testament. Știți câtă rezistență au pus în fața soției lui Potifar. El a enunțat acolo în Genesa 39 un principiu al gândirii sale referitor la acest păcat, când zice în versetul 9: cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Vă amintiți că și David, când a păcătuit, în Psalmul 51 se mărturisește și spune: Doamne, împotriva Ta am păcătuit. Și când a fost provocat cu insistență și direct, zice aici în versetul 13, când 12 de fapt, el i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Apoi 13, când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a schimbat tactica. El a avut de suportat, dar a rămas în castitatea binecuvântată. Un alt exemplu îl putem lua din viața lui Iosif și a Mariei, familia în care a crescut Domnul Iisus. Iosif era un om neprihănit, nu vrea să o facă de rușine, n-a cunoscut-o, spune Scriptura, Matei 1,25, până când a născut ea. În perioada logodnii, știți, zice în Luca 1, Maria s-a dus la Elisabeta, deci fără întâlniri provocatoare și păstrarea sfințeniei. Cineva și-a imaginat valoarea purității în perioada celibatului. Fiecare tânăr sau tânără să-și imagineze că la vârsta de 12-14 ani primește suma de 1 milion sau, să zicem, numai 100.000 de dolari. Cu următoarea condiție: dacă nu te atingi de niciun dolar din banii aceștia, după ce te căsătorești, în fiecare an o să primești 100.000 de dolari. Dacă te atingi de ei, când i-ai terminat de consumat, nu mai ai. Și dacă un dolar ai consumat, după ce te căsătorești, nu mai cotizează nimeni anual. Dacă ar intra pe rol afacerea asta, poate am grijit mai tare de bani ca de fecioria noastră. Asta este o reprezentare foarte puternică. Adică cel ce își păstrează fecioria și o dăruiește numai partenerului de viață, dar asta nu doar o virginitate tehnică, ci una morală. Domnul spune: a poți să păcătuiești doar așa, vizual. El, pe fiecare an ce trece în viața de căsnicie, este în imaginea celuilalt la fel de proaspăt și virgin, pentru că așa s-a dăruit. Sub alt aspect, foarte important, Apostolul Pavel spunea, 1 Corinteni 7, de la 32 la 35, în tinerețe te poți dărui Domnului cu sufletul și trupul și se poate înregistra o slujire fără piedici. Există și o a doua formă de celibat care poate să se extindă în viață. Poate avem situații și în adunare. Fie că e vorba de un celibat natural, unii care au fost născuți fameni, spunea Domnul în Matei 19, chiar putem citi acest verset unde sunt identificate câteva categorii de celibatari, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamelor, situații foarte rare, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni, la fel de rare în vremea noastră, și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni. Este numit celibatul radical. Situație în care cineva practică o abstinență voluntară, asta în condiția menționată de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 7, de la 7 la 9, rezistenței sale, adică zice acolo, nu arde, sau zice în versetele din sfârșitul capitolului, și nevoia nu cere, și în condiția în care poate, sau sunt situații în care unul rămâne văduv, sau, de exemplu, o fată, nu o cere nimeni în căsătorie. Este un celibat radical. Sau o văduvă, nu mai ia nimeni. Pavel sfătuiește ca văduvele tinere să se mărite, dar dacă nimeni nu ia o anumită văduvă, sau apar situații de boală în care nimeni nu vrea să se împovăreze cu o ființă care trebuie îngrijită,
Un exemplu pentru astfel de situații este Ieremia, căruia Domnul i-a spus, citim în capitolul 16 al cărții sale, versetul 2, astea sunt specifice vremurilor grele sau situațiilor speciale. Și Apostolul Pavel spunea 1 Corinteni 7,26, pentru vremea de acum sfătuiesc să nu vă căsătoriți, datorită strâmtorării. Dar iată cuvintele adresate lui Ieremia din partea Domnului, să nu ții nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Și de explicație de ce, fiindcă Domnul urma să nimicească cetatea. Și probabil Domnul a vrut să-l cruțe de durerea asta. Mai bine să suporte un celibat radical. Și în finalul capitolului 7, în 1 Corinteni, Apostolul spune că el are Duhul lui Dumnezeu și confirmă că o asemenea stare este bună, ba chiar mai avantajată față de starea de feminist. Am spus aceste cuvinte pentru ca să prețuiți vremea de libertate, asta pentru cei care urmează să se căsătorească, dar Dumnezeu n-a adus încă momentul. Bucurați-vă de vremea asta și valorificați-i avantajele. Iar cât pentru cei care ar vrea să căsătorească și nu vor putea, că așa sunt împrejurările, necazurile, problemele, și un celibat radical, impus, am putea spune, să-l accepte și să găsească și ei avantajele. Așadar, în primii ani să păstrăm inocența. Cum spunea o mamă văzând nevoile vieții, aș vrea să țin de voi copiii să nu creșteți în grabă, că sunteți fericiți până sunteți mici. Dar viața trece, copiii cresc, să ne luptăm pentru puritate, are avantaje enorme. Și să trăim așa cum se cuvine și să înțelegem viața de celibatare. Și în încheiere spun, familia nu este un scop în sine. Scopul nostru este mântuirea, iar trupul nu are ca primă întrebuințare viața familială, ci este un vas, un templu sfânt. De asta trebuie să ținem cont în perioada premaritală sau în cea maritală. În ideea aceasta citesc cuvintele Apostolului Pavel din 2 Timotei 2, versetele 19 la 22. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui, familii sau nefamiliști. Și oricine rosteaște numele Domnului se departeze de fără de lege, indiferent de statutul lui civil. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințarea de cinste, altele pentru întrebuințarea de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor, stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Apropo de aspectul curățirii, poate cineva s-a întristat după lecția în seara asta, fiindcă a pierdut. Lecția viitoare, imoralitatea și pocăința se ocupă de recuperarea cu pierderile aferente a celor care au greșit. Fugi de poftele tinereții și urmărește, adică astea sunt valori eterne, neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, adică într-un mediu sfânt. Domnul să dea harul acesta. Și al doilea și ultimul rând, în încheiere, reamintesc în mod sintetic faptul că pierderea inocenței și apoi, cei mai grav, a purității, poate face pe un tânăr sau pe o tânără să nu mai cunoască niciodată adevărata dragoste. Adică să nu mai ajungă să știe ce i-a rezervat Dumnezeu și de ce putea să se bucure în viața de familist. Și de asemenea aici amintesc faptul că iubirea care are în vedere doar poftele, erosul, este un păcat prin lipsa de respect față de propria ființă și ființele din jur. Este dovada egoismului. De aceea când un tânăr sau o tânără provoacă pe un altul, nu-l iubește,
Este egoist, se gândește la sine, la satisfacțiile sale de moment. În fond, n-are grijă nici de sine. De aceea, închei cu cuvintele din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetele 4 la 7, în a ne reevalua fiecare în imagine valoarea dragostei, despre care vom avea o lecție specială. Vă jur fierbinte, fiicele Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Cine este aceea care se suie din pustie rezemată de iubitul ei și zicând, te-am găsit sub măr, acolo te-a născut mama ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, că-și dragoste este tare ca moarte și gelozia ei neînduplecată ca locuința morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, n-ar avea decât dispreț. Și când ne gândim la câte prietenii și căsnicii se ruinează, se naște logica întrebare, sunt ele constituite pe o asemenea dragoste? Nici vorbă. E doar o dragoste egoistă, păcătoasă, de care am vrea să vă ferim. Domnul să vă dea îndurare. Amin.